polița asta. Polița e obligatorie de când a fost instituită, pe timpul lui Voronin. Da, acum, da, dacă nu, da, acum guvernarea profită de ocazie și când vin oamenii de peste hotare, îi pune să facă o declarație că în 72 de ore o să cumpere polița de asigurare medicală. Și dar dacă oamenii noi sunt... nu, nu domnule, dar dacă noi nu procurăm polița asta și îi scălim contractul, adică cu deasila, nu știu cum, adică, mă rog că-i vama, cu legea nu te pot spune. Pe urmă, ce se întâmplă dacă eu nu mă pot, adică, achita cu polița, adică nu pot să o procur? Sunt variante diferite. Poate să te obligi, auzăm că există amendă de 20.000 de lei. Dar ce poate să-ți facă? Mai ales dacă zici că ai probleme în familie. Poți să te duci să te înscrii la oficiul stării de muncă, am înțeles că n-ai de lucru nici în Rusia, nici acasă. Te înscrii ca șomer și atunci ca șomer statul e obligat să te asiste. Da, asta e drept, pentru că eu nu pot stau acasă, la mine soția, da, eu aș vrea că adică să pot să fac un interviu, dacă puteți dumneavoastră, eu îmi spun care e situația. Pornesc acum înregistrarea. Da, bine, înseamnă că mă spun cum mă numesc, de unde sunt, adică numai acum. O clipă, dar vrei să pornești și video sau rămâi numai cu audio? Nu, rămânem cu audio, adică eu nu știu cum e mai bine, cum ziceți. Păi cât curaj ai, mi-e inconvine să apară omul și cu video și cu fața lui, dar dacă îți pui măcar numele, tot e înainte. Bine, dar înseamnă că facem fără video, vorbim așa cum este. Doar audio, ok. Da. Te prezinți? Sau Da, rămâi mă doar prezint. Iurie? Da, rămân anonim, adică Iurie. Ok, bun, Iurie. Deci ești în Rusia, n-ai de lucru de câtva timp, vrei să vii acasă, dar ai auzit că te obligă să cumperi polița de asigurare. Și Da, plus asta și nu-ți biletul permit cu să la o cumperi, dar vii de la lucru, vii cu bani, așa zice Dodon. Nu, da, des spunem așa cum este. Eu spun dreptate în Păi momentul hai, ăsta. hai că suntem în direct, înregistrez, adică Bine. vorbește. Bine, mă numesc Iura, Iurie. Eu mă aflu la Rusia în timpul de față. Și, adică, am înțeles că polița, când treci vama la Moldova, trebuie să procuri numai decât polița, adică, dar dacă nu, pe urmă, îi scălești și, adică, dacă nu achiți polița, am înțeles că pune amendă. Eu nu am de unde să plătesc amenda asta, pentru că eu am o familie numeroasă, adică am 4 copii, soția e bolnavă gradul 2, adică este adică la evidență la psihiatrie, eu nu pot de unde să plătesc, adică și chiar vreau să vin acasă că nu am de lucru aici. Vreau că adică nu știu să mai Guvernarea zic. să se gândească și să aibă în vedere și așa situație, da? Da, pentru că omul nu are de unde să plătească să achite polița asta de asigurare, adică dacă eu îi scălesc contractul ăsta, eu am înțeles că după ce treci vama la Moldova, îi scălești contractul ăsta, pentru că dacă nu achiți, înseamnă că pune amendă, dar eu nu am de unde să... Nu-i Nu contract, stau e o să... declarație pe propria răspundere. Da. Oricum legea, îți spuneam, legea oricum ne obligă de 10 ani de când au intrat în vigoare polițele, ne obligă să le cumpărăm. Indiferent dacă avem, nu avem de lucru, dacă avem, nu avem venituri, ne dă o reducere acolo 2 luni la începutul anului, dar în luna 3 deja prețul e întreg, cât e acum, 4.000 de lei, mai mult de 200 de euro, îmi pare că. Da, noi dacă suntem psihotari nu facem mulți bani, noi facem adică numai să hrănim familia, pentru că la Moldova și faci cu ăștia 8.000 chiar să-i faci, un 7.000 de lei. Adică, într-un fel, la mine soția, nu știu cum să vă lămuresc ca să mă înțelegeți. Are tratament și cheltui. Da, și Și mulți cheltui și copii. am adică am hotărât că să plec undeva, adică să pot să fac, adică să întrețin familia. Corect. Dar eu, adică, mă rog, dacă am venit noi la psihotare, n-am venit ca adică să facem mulți bani, ca adică să venim, că să plătim polița asta 4.000 de lei și drumul acum chiar să vreți, să venim acasă, să ne întoarcem, nu putem, pentru că numai la avion putem să ne întoarcem, dar la avion e 250 de euro, am înțeles că. Dar oare mai circulă? Că auzăm că trebuie să facă curse charter speciale. Mai circulă Da, rute eu regulate? am înțeles că adică circulă. Eu nu știu că chiar acum prin cineva tot de nostru, un moldovan a fost și adică s-a registrat, nu știu cum a făcut, că adică a procurat biletul, el pe mâine are zbor, am înțeles că.
Și mai auzeam când vii în țară, dacă vii dintr-o zonă cu multe îmbolnăviri și acum în Rusia sunt foarte multe îmbolnăviri de COVID, s-ar putea să vă pună în carantină pe 2 săptămâni sau să vă oblige să stați în casă 2 săptămâni. Da, și asta e foarte greu, pentru că eu nu știu, deși așa se întâmplă, adică cu polițele astea, că nu știu, eu dacă ar să fie, adică să fie strec vama și să-mi spui mie, adică eu trebuie numai decât să achit banii ăștia, eu nu am de unde să iau, eu n-am să mă duc să fur o și să fac ceva în altă parte și să mă achit cu banii ăștia, pentru că eu nu am de unde să-i dau, pentru că la mine familia soția e bolnavă, familia, adică din 4 copii și eu nu pot să achit banii ăștia. E clar, Că sora Iurie. mea nu e proprie, adică chiar de te-ai îmbolnăvit tot și adică medicamentele tăi le procur și tot numai Deci crezi că asta e polița nu problema. ți-e folositoare chiar dacă din ea se întreține sistemul medical? Da, dar tot sora mea care se îmbolnăvește, eu cred că tot e că eu mă uit la soția mea chiar că sunt medicamente care le dă de la Costujeni, de la Astrian. Dar sunt medicamente care noi le procurăm cu mâna noastră. Ei lor le dă acolo numai lor, dar noi trebuie să le procurăm, adică ceva mai bun, ori mai, mă rog. Și Clar. că asta e problema. Eu am o rugăminte, adică trebuie scutiți măcar cât de puțin ori li făcut, că noi, dacă venim la Zaraboce, nu facem bani cu șocanul și nu facem noi. Vai de capul nostru, poate mâncăm posmaj pâine de câteva zile. E ca uscat avem numai că n-am aprins camera să vă arăt dumneavoastră cum noi trăim aici în Moscova. Vai de capul nostru. Faceți un film, un reportaj, un minut măcar filmați condițiile în care trăiți și ce mâncați. Și o să-l adăugăm, poate nu la video ăsta, la altul, putem asigura anonimatul sursei. Mulțumesc! Ați facem, domnule Oleg, ați facem un video. Mulțumesc, Iurie, pentru încredere. Am Vă filmat și o mulțumesc să public dumneavoastră. pe internet. Mulțumesc, sunteți sprijin. Mulțumesc Noroc, numai frumos. bine!